Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, adesea privim mântuirea ca fiind preocuparea esențială a lui Dumnezeu. Dar ceea ce pierdem de cele mai multe ori din vedere este faptul că mântuirea este importantă pentru ceea ce așteaptă Dumnezeu de la om, adică o relație. Prin mântuire, omul intră din nou în relație cu Dumnezeu, o relație care a fost distrusă de păcatul omenirii. Numai un om mântuit și numai prin credința în Domnul Isus, cineva poate intra în această relație cu Dumnezeu. Această relație de care Biblia vorbește nencetat este relația tată-fiu. Noi devenim copii ai lui Dumnezeu, ceea ce reprezintă cea mai înaltă poziție pe care o poate ocupa un om. Domnul Isus a fost trimis în lume tocmai cu această misiune de refacere a unei relații pierdute. Tot ce a făcut el, tot ce a spus, se înscrie în cadrul acestei misiuni. În felul acesta, El a adus împărăția cerurilor aici pe pământ și noi continuăm să lărgim această împărăție cu fiecare suflet căruia îi vorbim despre Domnul Isus. Am văzut data trecută modul în care Ioan Botezătorul își îndeplinea misiunea de a pregăti calea pentru Domnul Isus. Nimic altceva nu l-a bătea pe acest om de la împlinirea misiunii sale. Nu era preocupat de popularitate, de imaginea lui, nici măcar lucrarea pe care o făcea nu o considera mai importantă decât cea pe care avea să o facă Domnul Isus. Este el un exemplu pentru noi? Suntem noi preocupați să pregătim calea Domnului nostru către sufletele oamenilor? Prin atitudinile noastre, comportament, dedicare, cuvinte, noi pregătim o cale pentru Dumnezeu spre inimile celor din jurul nostru. Un alt aspect demn de semnalat este cel legat de modul în care percepem noi misiunea ce ne revine. Adesea ajungem ca din lipsă de părtășie cu Dumnezeu să facem dintr-o lucrare încredințată nouă de Dumnezeu o lucrare a noastră în care Dumnezeu să nu mai fie prezent. Poate vă întrebați de vreme ce lucrăm pentru El, cum se poate ca Dumnezeu să nu mai fie în lucrarea noastră? Foarte simplu. Agenda noastră nu mai este și agenda lui Dumnezeu. Devenim atât de prinși în ceea ce facem încât ne asumăm paternitatea asupra lucrării, urmărim propria agenda, iar despre motivație, ce să mai vorbim, Numele cui vrem să-l slăvim oare prin ceea ce facem. Exemplul lui Ioan trebuie să ne dea de gândit. Tuturor credincioșilor lui, Dumnezeu le încredințează o misiune în împărăția sa. Dar misiunea aceea trebuie să fie spre slava numelui său. Dar după ce am făcut cunoștință cu Ioan și am văzut ascultarea Domnului Isus, vom merge astăzi mai departe și studiem capitolul 4 al Evangheliei după Matei. Este un alt capitol însemnat prin ceea ce prezintă despre viața și lucrarea Domnului Isus. Este vorba despre ispitirea Domnului Isus și începerea lucrării sale publice. De fapt, ceea ce urmează este o evoluție firească a unei vieți spirituale. Până când omul nu se dedică lui Dumnezeu, identificându-se cu moartea domnului Isus, nici nu simte ispita. Abia atunci când este hotărât să schimbe direcția, lucrurile se schimbă și el în ceea ce privește ispitele. Cuvântul ispita are un dublu sens. Un prim sens este acela de incitare sau momire pentru a face rău. În acest sens, este ceva în fiecare dintre noi care determină o supunere față de rău. Acest lucru nu este adevărat în ceea ce îl privește pe Domnul Isus. Evanghelistul Ioan reproduce cuvintele Domnului Isus care spune Stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine. Sau scritorul epistolei către evrei notează și el ceva cu privire la Domnul Isus sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai pe sus de ceruri. Domnul Isus nu are același statut în fața ispitelor. Domnul Isus nu a căzut asemenea nouă în fața ispitelor. Un al doilea sens al cuvântului ispită este acela de încercare sau test. Așa cum spune și Iacov, Dumnezeu nu ispitește pe cineva ca să păcătuiască, dar El pune la încercare pe cine iubește. Așa cum ne aducem aminte, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram. Nu pentru că nu era mulțumit de el sau pentru că nu-l iubea, ba din potrivă. Dumnezeu însă ne încearcă pentru a ne pune față în față cu noi înșine. Domnul Isus este și el încercat acum. Ar fi putut Domnul Isus să cadă birui de ispită? Pot să spun cu toată convingerea, nu. Dacă Domnul Isus ar fi cedat în fața ispitei, atunci nu ar fi fost izbăvitorul nostru. În acest caz, probabil, unii vor întreba dacă ispita aceasta a fost atunci una reală, adevărată. Aș încerca să sugerez aici că ispita pentru Domnul Isus a fost mult mai mare decât oricare ispită pe care noi oamenii am experimentat-o vreodată. Dar poate avem întrebări legate de scopul în care a fost Domnul Isus ispitit. Pentru noi, da, este un test. Noi suntem într-un proces de formare și, din timp în timp, este nevoie să ne evaluăm, să vedem unde am ajuns. Dar, Domnul Isus. De deci ce a fost nevoie ca el să fie ispitit? Cred că o mică ilustrație ne va ajuta aici. Vin dintr-o zonă de confluență a două râuri. Din timp în timp, aceste râuri creșteau peste măsură și măturau podul care făcea legătura dintre localitatea mea și celelalte. Până în momentul în care se construia alt pod, oamenii care plecau la serviciu, la școală, în alte localități învecinate, trebuia să facă un ocol foarte mare. Îmi amintesc că în cele din urmă oficialitățile s-au gândit să facă un pod mai solid și să pună astfel capăt acestei probleme. După consolidarea celor două maluri, după un lung proces de construcție, podul a fost în sfârșit gata. Cu toate acestea, circulația nu fusese încă deschisă. Lumea era deja intrigată. Ce se întâmplă? Într-una din zile au venit muncitorii cu trei mașini de mare tonaj încărcate la capacitate maximă și toate trei au fost oprite pe pod. Lumea curioasă s-a oprit să vadă despre ce este vorba. Ce se făcea acolo? Unii începuseră să comenteze. Abia l-au terminat, vor deja să-l strice. Însă unul din ingineri a dat o explicație. Nu încercăm să-l stricăm, a spus el, ci vrem să demonstrăm că este rezistent. Acesta a fost scopul testării Domnului Iisus. Să arate, să demonstreze că el nu poate fi învins de ispite. De aceea, ispita a fost mai mare pentru el decât a fost vreodată pentru noi. Cu cât un pod este mai mare, cu atât greutatea de încercare va fi mai mare. Noi avem o altă limită decât Domnul Isus. Fiecare dintre noi are o limită diferită. Este un lucru certificat de cuvântul lui Dumnezeu. În întâia epistolă către Corinteni, capitolul 10, versetul 13, Pavel spune așa Nu va ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Este tot bunătatea lui Dumnezeu. El nu pune asupra noastră cât nu putem duce. Totul este ca noi să stăm în părtășie cu El. Atunci când nu suntem în părtășie cu El, nu mai este El cel care controlează ispita. De aceea uneori suntem învinși și ne simțim slabi, prea slabi pentru acea ispită. Domnul Isus a arătat că El nu poate fi doborât, a arătat că el poate rezista și ne poate întări și pe noi. Deci, să mergem mai departe. După ce a fost botezat și a demonstrat de plin ascultare față de Dumnezeu, Tatăl împlinind tot ce trebuia împlinit, începe acest proces al ispitirii. Atunci, Domnul Isus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de Diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Nu găsiți că este o asemănare între modul în care a fost ispitită Eva și modul în care este ispitit Domnul Isus? Diavolul, vedeți, nu este foarte inventiv. El nu are resurse nelimitate. Vine de obicei cu aceleași și retlicuri. Din păcate, ele funcționează cu cei mai mulți dintre noi pentru că suntem slabi. Atât Eva cât și Domnul Isus sunt abordați cu aceeași intenție, cu aceeași tentație a domeniului material. Vă aduceți aminte că atunci când s-a apropiat de Eva, diavolul i-a îndreptat privirea către pom găsindu-l că este bun la gust. La Domnul Isus vine cu același gen de ispită. După 40 de zile de post în pustie, o bucată de pâine ar fi avut un gust foarte plăcut, dar a greșit persoana. Drept răspuns, Isus a zis, este scris, Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Domnul Isus citează versetul 3 din Deuteronom, capitolul 8. Domnul Isus cunoștea cuvântul lui Dumnezeu, credea în inspirația lui și iată îl aplica. Acum urmează cel de-al doilea test. Atunci, diavolul l-a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe strașina Templului și i-a zis: Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris. El va porunci îngerilor săi să se vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Observați vă rog că diavolul nu se dă înapoi de la nimic atunci când vrea să obțină ceva. Dacă Domnul Isus a citat din Scriptură, nici el nu se lasă mai prejos. Și diavolul citează două versete din Psalmul 91, chiar dacă nu o face cu acuratețe. De fapt, dragi prieteni, adesea diavolul încearcă să ne facă să citim cuvântul lui Dumnezeu așa cum vrea el, folosindu-l ca justificare pentru gândurile și acțiunile noastre stricate. Aceasta este o ispită spirituală. Pentru Eva, fructul era de dorit să deschidă cuiva mintea. Observați, oare de câte ori atunci când comitem un păcat și căutăm în Scriptură cu o conștiință vinovată, nu facem descoperiri în ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Ni se pare că ni s-a deschis mintea. Abia acum am înțeles noi cum stau lucrurile. De fapt, este o ispitire a lui Dumnezeu. Încercăm să-l facem pe Dumnezeu părtaș la păcatul nostru. Dar, din nou, răspunsul Domnului Sus este remarcabil. Citatul pe care el îl folosește nu este abreviat, ci este exact ceea ce spune Dumnezeu. De asemenea, este scris, a zis Isus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Cea de-a treia abordare este de natură psihologică. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis, Toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Diavolul i-a arătat Domnului Isus toate împărățiile acestei lumi și gloria lor. Aceasta este o ispite psihologică, așa cum spuneam. Omul are o dorință înnăscută după putere. Eva a fost supusă aceleași ispite. Ei s-a promis că va fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Din păcate, sunt mulți cei care cad în această ispită. Dar observați răspunsul Domnului Iisus. Pleacă satanul, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închin și numai lui să-i slujești. Din nou, Domnul Iisus citează din Deuteronom. Nu numai că acest lucru demonstrează o bună cunoaștere a Cuvântului Sfânt, dar mai mult este pentru noi o asigurare că în Cuvântul lui Dumnezeu găsim răspunsuri pentru toate problemele noastre. Nu cred că este vreo zonă pe care acest cuvânt să nu o acopere. Ne întrebăm adesea de ce atâția dintre noi au probleme serioase în ceea ce privește viața spirituală. Cred că nu trebuie să căutăm răspunsuri foarte sofisticate, pentru că nu este vorba de altceva decât de ignoranță în ce privește Cuvântul lui Dumnezeu. Ați observat că la fiecare ispitire, indiferent de natura ei, el a venit cu un răspuns din scriptură. Încă o dată, Cuvântul lui Dumnezeu are răspunsuri pentru toate problemele noastre. Aceasta nu înseamnă că eu cunosc răspunsurile la toate problemele sau un alt predicator le știe, ci înseamnă pur și simplu că ele sunt acolo, în acest cuvânt. Din acest motiv, cred că noi ar trebui să cunoaștem acest cuvânt al lui Dumnezeu mult mai mult decât îl cunoaștem acum. Oricum, răspunsurile date de Domnul Isus au fost cele corecte pentru că citim următoarele. Atunci, diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Isus niște îngeri și au început să-i slujească. Luca, în versetul 13 din capitolul 4 al Evangheliei pe care o scrie, afirmă că diavolul l-a lăsat pe Domnul Isus pentru o vreme, ceea ce indică că s-a întors la el și a continuat să-l ispitească. Dacă ne gândim la lupta pe care Domnul Isus o duce în grădina Ghețimani înainte de crucificare, afirmația lui Luca este corectă. Diavolul s-a întors probabil a doua zi și a continuat să le ispitească. Cu noi face la fel. Chiar dacă reușim să biruim și fuge de la noi pentru o vreme, el se întoarce în moduri și mai subtile, pândind o slăbiciunea noastră. Acum că a trecut și de această fază, Domnul Isus își începe lucrarea sa în Capernaum. Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. A părăsit Nazaretul și a venit de-a în Capernaum, lângă mare, în Ținutul lui Zabulon și Neftali. Irod pornise deja o prigoană împotriva lui Ioan. Domnul Isus, văzând acest lucru, se retrage din zona Ierusalimului și se îndreaptă spre partea de nord a țării, în Ținuturile lui Zabulon și Neftali. Chiar dacă Matei nu ne dă prea multe detalii cu privire la mutarea Domnului Isus din Nazaret, locul copilăriei sale, din celelalte Evanghelii aflăm că el a fost respins ca profet în acele ținuturi. De aceea, el se duce la Capernaum. Se pare că acesta a devenit centrul de misiune al Domnului Isus până în momentul în care vine timpul să se îndrepte către Ierusalim. Mai mult, nici această mutare a centrului de acțiune nu este întâmplătoare. Matei observă imediat acest lucru a părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice Țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Norodul acesta, care zecea în întuneric, a văzut o mare lumină. Și peste cei ce zeceau în ținutul și în umbra morții, a răsărit lumina. Este uimitor ce modificări poate face Duhului Dumnezeu. Așa cum vom vedea în continuarea Evanghelilor, nici măcar ucenicii nu au înțeles întotdeauna ce făcea Domnul Isus și ce semnificație avea fiecare acțiune a Lui. Însă momentul în care Duhul Sfânt, pe care Domnul Isus îl promisese, vine peste ei, totul începe să capete în noi dimensiuni. La fel s-a petrecut și cu Matei. La fel trebuie să se petreacă și cu noi. Nu putem fără Duhul Sfânt. Înțelegerea cuvântului său nu este posibilă altfel. Odată ajuns în Capernaum, Domnul Isus continuă ceea ce a început Ioan să predice. De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască și să zică, Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Mesajul Domnului Isus nu este un altul. Dacă cel care anunța împărăția a venit cu acest mesaj, regele ei nu poate avea un alt mesaj. Domnul Isus însă invita pe oameni să vină la el. Acesta este și momentul în care Domnul Isus începe să-și cheme ucenicii. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care arunca o mreajă în mare, căci erau pescari. El a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. În Evanghelie sunt menționate trei chemări ale acestor oameni, sau mai bine spus, trei întâlniri speciale pe care Domnul Iisus le are cu acești oameni. O primă întâlnire are loc la Ierusalim și este menționată în Evanghelia după Ioan la capitolul 1 între versetele 35 și 42. Cea de a doua întâlnire a avut loc la Marea Galilei și se pare că este relatarea pe care tocmai am citit-o. Ei s-au mai întâlnit cu Domnul Isus până acum, dar în acea vreme nu au fost chemați ca ucenici. Abia aici, la Marea Galilei, Domnul Isus îi cheamă ca ucenici, îi cheamă să-L urmeze. Marcu și Luca ne spun că după această chemare ei s-au întors la pescuitul lor după moartea Domnului Isus. Însă Domnul Isus vine din nou la ei și îi cheamă apoi ca apostoli. Marea minune este însă aceea că Domnul Isus a chemat oameni asemenea lor. Ei nu erau oameni deosebiți, aveau destule imperfecțiuni, însă tocmai acest lucru este cel care aduce încurajare pentru noi. Dacă Domnul Isus i-a chemat pe ei la o lucrare, atunci El ne poate folosi și pe noi. Dar răspundem noi asemenea lor? În dată ei au lăsat mrejile și au mers după El. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați. Pe Iaco, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei, și își cărpeau mrejile. El a chemat și, îndată, i-au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Îndată au lăsat totul și au mers după el. Erau oameni hotărâți, gata să riște orice pentru o relație cu Mântuitorul. De fapt, o să avem ocazia să-i cunoaștem mai bine pe acești oameni. Domnul Isus își continuă misiunea începută în partea de nord a Israelului. Isus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. Observați că Domnul Isus învață poporul în sinagogile lor și predica Evanghelia Împărăției. De asemenea, încerca să aline suferințele lor fizice. Din câte vedem aici, Domnul Isus este preocupat de fiecare dimensiune a vieții noastre. El este preocupat de intelectul nostru. Cei mai mulți dintre oameni manifestă preocupări în această direcție. Omul are o anumită nevoie de informație pentru a alimenta intelectul său. Apoi suntem de asemenea preocupați de trupurile noastre. Domnul Isus arată și el aceeași preocupare. Găsim în alte părți că era milă de mulțimile care erau asemenea unor oi fără păstor, ceea ce ține de aspectul social al vieții omului. Toate acestea constituie preocupări constante, și în ceea ce ne privește pe noi, oamenii. În oricare din aceste zone ale vieții umane, găsim oameni care au dificultăți. Unii au deficiențe intelectuale, alții au probleme de ordin social sau fizic, sau trupurile bolnave. Noi numim aceste probleme ca fiind boli, handicapuri, și căutăm soluții pentru ele. Sunt centre de recuperare, programe speciale. Dar ce facem pentru cei care au probleme cu sufletul lor? Domnul Isus era interesat și de această problemă pe care societatea modernă o ignoră. Dragii mei prieteni, oare nu este Sufletul mai important decât toate celelalte? De ce oare avem atât de puțină considerație pentru El? Dumnezeu este preocupat de o dezvoltare armonioasă a ființelor noastre. Trup, intelect, social sunt toate în atenția lui Dumnezeu, dar El are în atenția Lui și Sufletul nostru. Tocmai pentru o asemenea atitudine, popularitatea Domnului Sus a crescut foarte repede. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boale și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi, și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Mar mulțim de oameni veneau după el. Dragii mei, sunt și astăzi mar mulțimi care merg după Domnul Isus, dar sunt și mulți care nu merg. Aceasta și pentru că nu a au auzit de el, nu a văzut grija lui pentru cei nevoie, ori aceasta este misiunea mea și a ta, dragul meu prieten. Să ne achităm de ea cu credincioșie. <sus> Să încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 Sau materialele scrise în format electronic Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 Sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.